William Henry Gates al III-lea s-a născut pe 28 septembrie 1955 în Statele Unite ale Americii. Începe studiile la cea mai prestigioasă școală din Seattle, ajunge la Harvard, dar renunță la studii pentru ca împreună cu prietenul său Paul Allen să înființeze în 1977 compania Microsoft. La doar 27 de ani, Gates are 25 de angajați și un profit de 2,5 milioane de dolari. După ce lansează prima versiune a sistemului de operare Windows și Microsoft Office, compania se extinde la nivel mondial, iar în 1987 Gates devine miliardar. I want to thank Harvard for this honor. I'll be changing my job next year and it will be nice to finally have a college degree on my resume. I applaud the graduates for taking a much more direct route to your degrees. For my part, I'm just happy that the Crimson called me Harvard's most successful dropout. I guess that makes me valedictorian of my own special class. I did the best of everyone who failed. La 28 de ani, director executiv la Microsoft, Melinda French îi atrage atenția lui Bill Gates, iar 5 ani mai târziu se căsătoresc în Hawaii. În 1999, averea lui Gates depășește 100 de miliarde de dolari, iar în 2000 ia naștere fundația Bill și Melinda Gates. În 2003, Gates declară că nu mai are ce să facă cu banii, așa că ia decizia să-i investească pe toți în cercetări medicale. There we go. Yeah. It's gonna be great. I'm here to join the people bringing attention to Lou Gehrig's disease by taking the ALS Ice Bucket Challenge. I'm going to challenge 3 more people, Elon Musk, Ryan Seacrest, and Chris Anderson of TED. Consider yourself challenged. You have 24 hours. Good luck. Deși s-a retras din compania pe care a creat-o, Bill Gates nu stă în umbră. El va ajuta la găsirea unui nou director executiv pentru Microsoft și va continua să lucreze la fundația sa umanitară.